Timp de o zi, Iașul s-a transformat într-un centru strategic de dialog economic între România, Republica Moldova și Ucraina prin organizarea Forumului Economic Trilateral. La evenimentul organizat de către Camera de Comerț și Industria României, filiala Iași, au fost prezenți reprezentanții din sectorul public și privat, din cele trei țări, antreprenori, investitori, membri ai corpului diplomatic, reprezentanți ai autorităților și membri ai comunității academice și ai societății civile. Cu toții au subliniat necesitatea identificării priorităților economice și implementarea proiectelor cheie care au nevoie de susținere. Forumul își propune în primul și în primul rând să strângă relațiile economice și cele publice și cele private între cele trei țări care formează această trilaterală de astăzi. E vorba de România, Ucraina, Moldova. Am încercat să organizăm un forum care să poată permite schimbul de idei, schimbul de informații, schimbul de tot ceea ce înseamnă viitorul dezvoltării relațiilor între cele trei țări și în ideea că nu trebuie să așteptăm viitoarea reconstrucție a Ucrainei pentru a încerca de acum să avem o strategie, să ne facem niște programe, să avem informații care să permită atât mediului de afaceri cât și mediului public să-și construiască viitoarele relații. Astfel de forumuri și în general astfel de întâlniri, în special în actualul context, sunt extrem de importante. Dacă ne raportăm la colaborarea dintre România cu Ucraina, România, Republica Moldova, putem să vedem că aceasta și are rădăcini puțin mai lungi, însă odată cu izbucnirea războiului am putut să vedem că această colaborare a crescut foarte mult, în special între administrațiile locale, și mă bucură faptul că, iată, astăzi avem această oportunitate de a participa și de a fi parteneri în organizarea acestui forum. Vă mărturisesc că nu este primul eveniment pe care îl organizăm. În trecut am mai organizat astfel de evenimente și cu autoritățile din Ucraina, tocmai pentru a aduce la oaltă atât reprezentanții administrației locale, care în primul rând resimt cel mai bine această cooperare, dar în același timp și reprezentanții mediului economic. Cooperarea transfrontalieră poate să aducă doar beneficii economice și sociale oricărei națiuni și mă bucur foarte mult că acest forum România-Moldova-Ucraina se desfășoară la Iași, pentru că Iașul este în ultimul deceniu un pol de creștere. Am speranța că în această triangulație Iași, Chișinău și evident Cernăuți, relațiile economice și trilaterale vor fi atât de puternice încât în următorul deceniu cel mai bine să simtă cetățenii județului nostru și evident ai regiunii Moldova. Printre participanți s-a numărat și Mircea Joană, fost secretar general adjunct al NATO. El a subliniat rolul esențial al parteneriatelor strategice în atragerea de investiții și în susținerea reformelor necesare, accentuând faptul că singurul viitor viabil pentru Republica Moldova și Ucraina îl constituie Uniunea Europeană. Cum putem accelera integrarea economică în contextul orientării europene, atât a Ucrainei cât și a Moldovei și a poziționării României în UE? Eu am spus prietenilor noștri de dincolo de Prut, indiferent de limba pe care vorbesc acasă, română, rusă sau orice altceva, că o șansă de a evada de blestemul geografiei apare de două ori pe secol. Și nu trebuie ratată. Și cred că lecția pe care o avem după acest referendum foarte disputat pentru integrarea europeană din Republica Moldova ne arată că trebuie să facem o treabă mult mai bună pentru a contracara influența malignă și destabilizatoare a Rusiei. Este clar că trebuie făcut. Dar pe de altă parte avem de convins un segment important de public din Republica Moldova care în clipa de față fie că nu crede, fie că este încă speriată de Rusia, fie că n-a găsit încă argumentele socioeconomice sau electorale pentru a înțelege că în Europa viața este mai îmbelșugată, mai liberă, mai sigură, mai prosperă. Și ca și noi în România, dacă vor să-și vadă copiii plecați în diasporă venind acasă, în Europa este locul pentru a-și reîntregi familiile. Forumul economic trilateral a constituit un pas important în consolidarea relațiilor economice și politice între România, Republica Moldova și Ucraina, încurajând colaborarea în domenii esențiale pentru viitorul regiunii.